Trageri la baza militară de instruire Bulboaca. Studenții anului întâi ai Academiei Militare Alexandru cel Bun au executat exerciții de tragere în cadrul cursului de integrare ce s-a desfășurat la baza militară de instruire Bulboaca. Potrivit majorului Andrei Șram, comandant interimar batalionul de învățământ, studenții au executat trageri de luptă din pistol mitraliere AKM la distanța de 100 de metri. Reamintim că printre viitorii ofițeri s-au aflat și cele 9 studente militare care, la fel ca băieții, au fost supuse la aceleași probe și au demonstrat o pregătire înaltă la instrucția tragerii. Major Andrei Șram. Da, a fost foarte greu anume să treacă baremul acesta psihologic, fiindcă cunoaștem mai departe de părinți, fără unele limitări, distracții. Într-o două săptămâni deja s-a observat colectivul să încheagă, adică persoanele care nu au rezistat pot să accentuiesc că ne-am pornit 110, dar după 9 zile am rămas 96. 14 studenți au plecat care n-au putut să treacă baremul acesta psihologic și fizic. Și pe parcursul zilor acestea noi ne-am ocupat conform programului, adică am avut ședință la tactică generală, instrucție trage, regulamente militare, pregătirea medico-militară, protecția NBC, pregătirea de geniu și altele. Ei au avut posibilitatea să cunoască, în primul rând, arma, să cunoască ce înseamnă apărare, ce înseamnă ofensivă, cum să îmbracă costumul de protecție, masca antigaz, cum să merge cu pasul de defilare, cum să cântă în formație și așa mai departe. Pe mine, ca comandant batalion, rezultatele de la ziua de astăzi mă bucur foarte mult, fiindcă anul acesta a venit un contingent foarte bun, eu pot spun sănătos, care tinde și dorește să devină ofițer. Până la urmă, care scop acestui curs? Băi, scopul este foarte clar. Omul care, sau domnișoară, domnii care vin de la civil, ei sunt, în primul rând, oameni civili, ei nu sunt educați militari. Ei nu cunosc ce înseamnă ordonanță, nu cunosc ce înseamnă disciplină militară și anume aici, ca dumneavoastră să știți, când începem studiile de 1 septembrie, anume aici, la poligonul Bulboaca, noi le dăm toate calitățile astea, îi antrenăm cu calitățile moral și psihologice, calitățile fizice, adică care trece, este demn să continuă serviciu, să depună jurământul militar. În cadrul cursului de integrare, tinerii au însușit disciplinile militare generale, tactica, instrucția tragerii, regulamente militare, instrucția de front, pregătirea de geniu, pregătirea medico-militară, pregătirea social-statală și executarea tragerilor. Guță Nadejda, cum începe ziua în poligon? La orele 6, deșteptarea, dejunul, înviorarea, apoi igiena personală, ședințe care executam, învățam exerciții de front, exerciții de tragere, ședințe multe. Apoi iar luam prânzul, ne odihneam un pic și iar la ședințe începeam. Seara tot luam masa și pregătirea individuală pentru ziua de mâine. Și în sfârșit, la ora 22, stingerea. Ați avut și zile ploioase? Să spun sincer, am simțit ca la front, ca la război, atunci au fost așa niște senzații, emoții, ca când parcă sunt în luptă, mă simțeam o eroină. Atunci când au plouat, demontam armele și trebuiam repede să strângem armele și a fost cam tot acelea, dar și ca mai multe, care s-au speriat, care mai multe emoții aveau. Eu din ziua frumos simțit ca o eroină pentru prima dată. Sunt Gruscov Galina, student Academiei Militare Alexandru cel Bun. Câte ori de instruire de astăzi? 4. Povestiți-ne despre el. Adică este o pregătire pentru tragere, adică prima este teoretică de regulile, măsurile tehnice securității, adică ce este strict interzis, apoi este montarea, demontarea, poziția de luptă, încărcarea, cum se demontează, montează, piesele la arme, adică toate aceste momente noi le învățăm. Care e probă poporului cel mai dificil? Eu cred că nu sunt probe dificile, toate ne-au dat stăruința la maxim, adică a fost un interes foarte mare și n-am fost prioritate. Cum s-au părut toate aceste 3 săptămâni? Interesante, foarte interesante. Aș mai sta încă 3. Au fost momente și grele, mă și caz mi le-am depășit, pentru că acesta totuși este o instruire a tânărului militar și adică este normal ca să fie careva greutăți. Însă noi străduință, curaj și înainte. Anul curent au fost înmatriculați 101 tineri, dintre care 9 fete. Aceștia vor studia la 3 specialități, infanterie, artilerie și transmisiuni. La finele studiilor, absolvenților li se conferă gradul militar locotenent. Măi, necuță neică, că se duce la armată. Măi, necuță neică, ia-mă Ionel cu tine. Măi, necuță neică, să-nvăț arma cum se ține. Măi, necuță neică, și mi-a spus bada așa. Măi, necuță neică, eu mândruț o te-aș lua. Măi, necuță neică, eu mândruț o te-aș lua. Măi, necuță neică, dar armata tare-i grea. Măi, necuță neică,
militar, măi. Și mă întorc la tine iar, măi. Republica Moldova, 21 de ani de independență. Centrul Mass Media Militar al Ministerului Apărării, în colaborare cu Radio Moldova, deja al doilea an consecutiv organizează acțiunea cu genericul Independența în tabere. De această dată, protagoniști au fost peste 450 de copii și tineri de la tabăra de odihnă Cristiano din satul Slobozia Dușca, raionul Creuleni. Directorul taberei Oleg Ogor a declarat că istoria Republicii Moldova începe de la independență și e de datoria fiecărui cetățean să cunoască acțiunile care au precedat acest eveniment important. Am fost surprins, plăcut de activitatea care s-a petrecut. Chiar am emoții destul de mari și nu numai eu, dar și toți cei care sunt în serviciu la noi la tabără. Copiii sunt foarte mulțumiți și vă mulțumim foarte mult Radio Moldova, Armate Naționale, pentru această participare la activitatea copiilor și eu cred că o să fie un ecou destul de mare pentru toți copiii, pentru părinții care au adus copiii aici și pentru toată Republica. Daniel Vodă, realizator de emisiuni la Radio Moldova, cel care a și moderat evenimentul, este de părerea că acțiunea a avut drept obiectiv cultivarea valorilor patriotice în rândul tinerii generații, cunoașterea istoriei și evenimentelor care au marcat independența Republicii Moldova. Această activitate este, de fapt, un parteneriat foarte benefic între Armata Națională și compania publică Teleradio Moldova, pentru că aici s-au regăsit atât echipele de la televiziune cât și de la radio, emisiuni precum Scutul Patriei, Forța Junimii. Personal, cu echipa Forța Junimii, ne-am încadrat în cadrul concursului Siviu Independenței, am și adus întrebări din acel concurs în această tabără. Am fost foarte entuziasmați să vedem că parteneriatul între Armata Națională și jurnaliști este atât de puternic și faptul că compania publică a realizat această activitate braț la braț cu Armata Națională încă o dată demonstrează deschiderea care este acum între structurile publice, de fapt. M-a impresionat foarte mult că copiii au fost foarte bucuroși, cu zâmbet pe buze, receptivi. Se vede că spiritul patriotic el persistă și astfel de acțiuni sunt foarte importante pentru a le arăta încă o dată cât de important este să pronunți cât mai des cuvântul Moldova, patrie, neam, imn, drapel. Un element inedit în cadrul acestui eveniment, după părerea lui Vodă, sunt și cadourile oferite copiilor, maiouri și ghipiuri militarești din partea Armatei Naționale și tricoloruri din partea Radio Moldova. Un steag este întotdeauna important și un steag este întotdeauna sacru și echipa de jurnaliști de la Radio Moldova este mândră că a putut să contribuie cu simbolurile naționale pentru tabăra Cristiano. Este un gest mic pentru noi, dar un gest mare pentru toți copiii care se odihnesc aici, care de dimineață vor vedea steagul tricolorul nostru fluturând înainte să înceapă orice activitate. În cadrul evenimentului, elevii s-au familiarizat cu modelele noi de uniformă militară, au urmărit un program de exerciții demonstrative de montare și demontare a armei, precum și elemente de luptă corp la corp, prezentate de militarii batalionului cu destinație specială Fulger. M-a impresionat cel mai mult tactica soldaților și modul în care ei se pot apăra fața Moldovei, să o arate că este o țară la fel de independentă și la fel de frumoasă ca absolut toate. Ce înseamnă pentru tine, uite, independența care Moldova celebrează curând 21 de ani? Pentru tine, ca tânăr din această țară și aproape de vârsta țării ești, ce înseamnă pentru tine toate acestea? Independența Moldovei este ca un trofeu, deoarece strămoșii noștri au luptat pentru asta și în sfârșit au putut să ne dea libertatea de a ne exprima și de a ne mândri că avem o țară. Ce crezi despre faptul că Armata Națională lucrează cu cei de la compania publică Teleradio Moldova și ce au vizitat astăzi tabăra în care ești? Eu cred că această legătură care o face armata cu televiziunea este foarte importantă, deoarece noi cunoaștem deja că avem o armată și suntem liniștiți că cineva o să ne apere, cineva o să pună un cuvânt pentru noi și pur și simplu ne demonstrează că totuși în țara noastră trebuie să avem încredere și să avem speranță pentru un viitor mai bun. Acțiunea Independența în tabără a fost organizată pentru al doilea an consecutiv. Prima ediție s-a desfășurat în taberele din Ivan
Francea, raionul Orhei și satul Răculești, raionul Creuleni. Aș fi pe acest pământ, cât de mult aș umbla, niciun cuvânt n-ar legăna mai frumos vocea mea. Tu ești leagăn de flori, cer să-mi